Bun găsit, stimați telespectatori, și sărbători fericite cu Domnul! Suntem în preajma sărbătorii Crăciunului, a nașterii Mântuitorului, și această sărbătoare este pentru toată lumea. Este pentru cei mici, este pentru cei mari, este pentru cei bogați, pentru cei săraci, pentru cei înțelepți, pentru cei mai puțin înțelepți, dar este și pentru toate confesiunile creștine, în mod deosebit. De aceea mă bucur ca în această zi să am ca invitați pe trei târgu mureșeni care au mai fost de-a lungul timpului și la alte emisiuni, mai ales în preajma sărbătorilor, marilor sărbători creștine, pe domnul preot Nicolae Ludușan, bine ați venit! Bine v-am găsit! Preot ortodox, domnul preot greco-catolic Flavius Mieț, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Domnul pastor baptist Paul Vasile, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Iată-ne, deci, stând în preajma acestei mărețe sărbători, am avut acum doi ani am avut trei emisiuni pe această temă, și vă asigur că au fost gustate de telespectatori și ne-am gândit să nu le dăm în reluare, ci să facem emisiuni noi, pentru că valențele acestei sărbători sunt, am putea spune, infinite. Totuși, înainte de a aborda tema care ne-am propus-o, și anume câștiguri prin pierdere la nașterea Mântuitorului, aș dori să rememorăm conținutul acelor trei emisiuni. Sunteți trei. Aș dori fiecare să vă referiți la câte una din emisiuni. Prima emisiune era despre mesajul transmis de înger păstorilor din Betleem. A doua emisiune de 50 de minute, dumneavoastră o să vă rog să o rezumați în 5 minute, în câte 5 minute, a fost despre profețiile mesianice și în sfârșit contextul general și particular al nașterii Mântuitorului. Dacă vreți să vă referiți dumneavoastră la mesajul transmis păstorilor din Betleem. Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este o sărbătoare deosebită și putem spune că e cea mai mare minune care a cunoscut-o planeta noastră. Întruparea Fiului lui Dumnezeu arătată, apăsat și accentuat în Sfânta Scriptură, în special Evanghelistul Ioan, care vorbește în același timp filozofic, tainic, dar și foarte direct, cuvântul trup s-a făcut. Nașterea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, este momentul în care omenirea este dezrobită de păcat, omenirea găsește din nou ușile Edenului redeschise, se bucură din plin de dragostea lui Dumnezeu Tatăl și reîntâlnește calea către mântuire. Uitându-ne la contextul scripturistic, constatăm că Dumnezeu Tatăl, în grija și în dragostea Lui deosebită față de ființa umană, a avut marea grijă și marea dragoste și marea înțelepciune ca să vestească nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Ea a avut loc prin mesajul angelic pe care l-a trimis Tatăl cel Ceresc lumii în fața Fecioarei Maria, căreia i se spune: puterea Duhului Sfânt te va umbri. În cuvinte extraordinar de simple, Evanghelistul Luca relatează un lucru absolut extraordinar și nemai întâlnit. Fecioara Maria, cea aleasă, cea vestită de proroci, cea crescută la templu, are acum surpriza să aibă o arătare angelică. Dialogul ce se leagă între Fecioara Maria și trimisul lui Dumnezeu nu face altceva decât să ne arate realitatea, adâncimea și perseverența acestei discuții. Mai întâi de toate, uimirea Fecioarei Maria că îi se arată un înger. În al doilea rând, întrebarea: cum va fi aceasta cu mine, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Explicația îngerului este una atât de cuprinzătoare, atât de tainică și atât de exactă, încât Fecioara Maria afirmă: fie mie după cuvântul tău. Dacă sau îmi permiteți, vom reveni asupra acestei întâlniri a Mariei, Mama Domnului, cu mesajul ceresc. Dacă ați fi amabil să vă referiți doar la mesajul transmis păstorilor de către înger, pentru că ulterior vom reveni în emisiune. Da. Pentru a fi foarte concret, ne vom uita la Sfânta Scriptură și vom vedea că după ce relatarea este foarte, foarte concretă, nașterea Domnului Iisus Hristos a fost așa, îngerul Domnului se arată
păstorilor. Și zice în Luca, în capitolul 2, versetul 20. Și s-au întors păstorii slăvând și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte auziseră și văzuseră pe cum li se spusese. Și îngerii le-au vestit lor, iată vi s-a născut vouă un mântuitor. Cred că aici este esența la care vreți să ajungem. Ce s-a născut lumii? Un mântuitor. Ce a însemnat venirea Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ? A însemnat venirea mântuirii. Ce a adus Domnul nostru Iisus Hristos? Darul cel mai de preț pe care îl putea primi omenirea. O cunoaștere a lui Dumnezeu, o jertfire a lui Dumnezeu și în același timp darul mântuirii. Faptul că Mântuitorul nostru Iisus Hristos este vestit oamenilor simpli și nu oamenilor cu o cultură deosebită, nu face altceva decât să ne încredințeze de smerenia Domnului nostru Iisus Hristos, dar și de faptul că Domnul nostru Iisus Hristos a venit pentru întreaga lume, pentru toată făptura, pentru fiecare suflet de pe pământ. Păstorii au devenit niște misionari, păstorii au devenit niște cunoscători ai voii lui Dumnezeu, atât prin faptul că le-a vorbit îngerul, cât mai ales prin esența, prin tăria și prin măreția mesajului, vi s-a născut vouă un mântuitor. Așadar, în această strigare astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul, găsim foarte multe aspecte a ceea ce s-a petrecut cu Domnul Iisus. Astăzi, venirea în timp, nu-i așa? În cetatea lui David, venirea în spațiu, vi s-a născut, intrarea în umanitate, un mântuitor mandat, așa cum foarte bine spuneați, și demnitatea sau poziția în care urma să lucreze Hristos, Mesia și Domnul. Sigur, a rezuma în 5 minute ce am vorbit în 50 de minute este practic imposibil. Vă mulțumesc și să mergem cu a doua emisiune despre profețiile mesianice care, sigur, au anticipat venirea Domnului Iisus, nașterea Mântuitorului. Lăudat să fie Iisus Hristos, cel născut nouă pentru mântuirea noastră. Iubiții mei, toate profețiile despre nașterea Mântuitorului Hristos nu fac altceva decât parcă să stâmpere dorința întregii omeniri de venire a Eliberatorului, a Mântuitorului și acea coborâre a lui Dumnezeu Emanuel cu noi, în mijlocul nostru. Nu numai în sânul poporului evreu sau nu numai în credința creștină se simțea nevoia venirii unui mântuitor, unui eliberator. Indienii așteptau un zeu care să zdrobească capul șarpelui. Chinezii așteptau pe omul din apus care să aducă fericirea dorită. Grecii credeau că Prometeu va scăpa de chinuri și va veni să aducă eliberarea. Dar până și mari filozofi, nu Platon, Aristotel, credeau că Logosul sau Înțeleptul are să vină, Înțeleptul Universal. În toate credințele și în toate manifestările omenirii era această năzuință, această așteptare după cel promis. Spun cel promis pentru că prima profeție, de fapt, are loc chiar în Cartea Facerii, capitolul 3, când, după căderea în păcat, Dumnezeu, blestemându-l pe diavol, spune: vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. El îți va zdrobi capul, iar tu vei urmări înțepând călcâiul. Cartea Facerii, așadar, capitolul 3, versetul 15. Nașterea lui Iisus din Fecioară, voi aminti câteva profeții chiar dând acele citate, iar la majoritatea voi aminti doar locul unde le puteți găsi. Nașterea din Fecioară este profețită de Isaia, capitolul 7, versetul 14. Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și se va chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește Mântuitor. Timpul venirii Mântuitorului prezis în Cartea Facerii, capitolul 49, versetul 10, unde citim că Iacob, înainte de moarte, binecuvântându-l pe Iuda, fiul său mai mare, îi spune:
Nu va lipsi sceptru din Iuda și toiac din coapsele lui până ce nu va veni împăciuitorul și de el vor asculta toate popoarele. Locul nașterii, Betleemul, profeții de Micheia, capitolul 5, versetele 1-4. Și tu, Betleeme, casa Efrata, cu nimic nu ești mai prejos între cetățile iudeii, căci din tine se va naște povățuitor al cărui început este din veșnicie. Cu exactitate uimitoare, chiar învățații de la templu, în momentul în care Irod îi convoacă, aflând vestea magilor, trimit într-o direcție exactă, la un loc precis, pe magii care doreau să aducă închinare celui nou născut. Cu exactitate la fel de uimitoare se profețește că pruncul care se va naște este Dumnezeu și se va naște din neamul lui David, profetul. Și așa aminti, Psalmul 88, versetele 33-37, Psalmul 131, versetul 11, Isaia 9, 5-6, Ieremia 23, 5-6. Se profețește că se va numi Nazarinean, judecători, capitolul 13, versetul 5, profet în Deuteronom 18, 15, 18, arhiereu, Psalmul 109, versetul 4, împărat. Să sperăm că cineva notează aceste. Deci, eu le spun referințe tocmai pentru a vedea exactitatea. Deci sunt lucruri pe care apoi evangheliștii, narând viața Mântuitorului Hristos, folosesc ca argumente împlinirea acestor profeții, categoric, care se încheie în mod minunat chiar când Mântuitorul citește din Sfânta Scriptură și închizând-o spune: astăzi s-a împlinit scriptura aceasta. Se profețește că va fi mijlocul unui legământ sau așezământ, adică Noul Testament. Isaia 55, 3 și 4, că se va numi Hristos în Daniel, Sfântul Sfinților, la fel, Daniel, capitolul 9, piatra unghiulară a bisericii, Psalmul 117, lumina și mântuirea neamurilor, că va aduce mântuire până la marginile pământului, Isaia, că se va chema Fiul lui Dumnezeu, Psalmul 2, va grăi în pilde, Psalmul 77, va face minuni, va fi pus lângă cei fără de lege, va fi blând și iubitor, disprețuit, intrarea triumfală în Ierusalim pe mânzul Asinei, Zaharia, va fi vândut pe 30 de arginți și cu banii aceia se va cumpăra țarina olarului, locul de îngropare, Zaharia, că va suferi până la moarte pentru păcatele poporului, Isaia 53, că va fi bătut, pălmuit, dar va tăcea în fața prigonitorilor. Isaia 53. Așa, că va fi batjocorit și răstignit, că va fi adăpat cu fiere și oțet, că va fi socotit întocmai cu cei fără de lege, că hainele lui vor fi împărțite și că masa trasă la sorți, că va fi îngropat, dar a treia zi va învia și că va ședa de-a dreapta Tatălui, Psalmul 109. Frumusețea lor constă tocmai în împlinirea acestor profeții în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea cineva a spus, eu nu aș apăra Biblia, eu aș lăsa-o să vorbească. Să vorbească, pentru că vorbește. Pentru că, de fapt, tot Vechiul Testament poate fi sintetizat într-o sintagmă, Iisus în profeție. Și nu putem să epuizăm toate profețiile, dacă mai ceva mai scurt, dacă vreți să adăugați. Am și încheiat cu aceste profeții, concluzionând tocmai cu acea idee că evangheliștii în relatările lor vin să argumenteze împlinirea profețiilor în persoana lui Iisus Hristos. Și aici aș da câteva exemple. De exemplu, Iosif, în momentul în care se teme au luat pe Maria, îngerul îi vorbește în vis: Iosife, nu te teme a lua pe Maria, căci ce s-a zămislit în ea este de la Spiritul Sfânt. Ea va naște fiu și voi pune numele lui Iisus, căci acela va mântui pe poporul său de păcate. Matei, în primul capitol. Tot Sfântul Evanghelist Matei, care relatează acest fapt, adaugă: și toate acestea s-au făcut ca să se împlinească cele ce s-au spus de la Domnul prin profetul Isaia, care zice: și iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor pune numele lui Emanuel. Magii, când au întrebat pe Iisus, am spus pe Irod unde s-a născut Iisus, primește informațiile exacte de la interpreții Sfintei Scripturi, mergând pe acea profeție a lui Micheia, capitolul 5, versetul 2. Femeia samarineancă. Și nu le putem epuiza la dacă fel, le-am amintit toate. Sunt atât de multe, dar frumusețea lor constă, repet, în acea împlinire în persoana Hristos. De fapt, vom continua cu contextul venirii Domnului Iisus, dar
dacă îmi permiteți, cineva a prezentat Sfânta Scriptură împărțită în 5 module. Vechiul Testament, Evangheliile, Faptele Apostolilor, Epistolele și Apocalipsa. Și a spus așa, Vechiul Testament este Iisus în profeție și mesajul central este Iată-L că vine. Evangheliile sunt Iisus în istorie și mesajul principal este Iată-L că moare. Nașterea a fost doar un mijloc ca să se ajungă la moarte. Faptele Apostolilor este Iisus în biserică, Iată-L că trăiește. Epistolele sunt Iisus în experiență, Iată-L că mântuiește. Iar Apocalipsa, Iisus în gloria viitoare, Iată-L că domnește. Toată Biblia practic se referă la Domnul Iisus și evident profețiile vechi testamentare sunt uimitoare, așa cum foarte bine ați subliniat. Legat de contextul întrupării Mântuitorului. Dacă tot ceea ce am auzit deja până acum am putea spune că este suveranitatea lui Dumnezeu în pregătirea venirii Fiului Său în lume încă din veșnicia trecută, putem vorbi și despre faptul că Dumnezeu în suveranitatea Lui a pregătit și pământul pentru ca Fiul Lui să vină în istorie, să intre în istorie. Astfel că avem câteva elemente pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru venirea Fiului Său și în primul rând avem un vast imperiu numit Imperiul Roman care se întindea de la Oceanul Atlantic în vest, Eufrat, Marea Roșie în est, Ron, Dunăre, Marea Neagră, Munții Caucaz în nord și Sahara în sud. Deci unitate geopolitică. O unitate geopolitică extrem de vastă. Practic, întreaga lume civilizată era sub domnia acestui gigant, Imperiu Roman. De asemenea, din pricina cuceririlor pe care Imperiul Roman le face, e ajuns să cucerească și cetățile grecești și teritoriile ocupate de greci. Ori grecii erau extrem de educați. Erau învățători, erau doctori, aveau universități și deodată lumea romană, sau mai bine spus aristocrația romană, a intrat în contact cu această civilizație și au fost impresionați de cultura lor, de cunoștințele lor, astfel că sclavii greci au ajuns în familiile aristocrate romane să îndeplinească funcții de educator, de profesor, de doctor. Asta intrați în detalii și nu ne ajunge emisiunea să le spun. Imediat o să scurtez, dar sunt importante aceste lucruri pentru că practic acești oameni au educat lumea romană și Imperiul Roman dându-i o limbă de comunicare, care a fost limba greacă. De aceea se și spune că Imperiul Roman a cucerit Grecia, dar Grecia a cucerit la rândul ei Imperiul Roman. Da? Deci avem un teritoriu vast, avem o limbă comună, iar așa numita Pax Romana sau Pacea Romană și faptul că romanii erau arhitecți deosebiți, constructori deosebiți, aceștia au făcut drumuri care să ajute la deplasarea legiunilor. Ori, ca să facă aceste drumuri, sigur că au trebuit să le întrețină, să le curățească de mările, au fost curățite de pirați, drumurile de hoți, astfel că a existat o siguranță a circulației în Imperiul Roman. Și o direcție, toate drumurile duc la Roma. Și o direcție, toate drumurile duc la Roma, într-adevăr. Ei, pentru ca toate aceste însă să poată fi susținute, Cezar August a gândit foarte bine un lucru. Trebuie să văd ce populație există în Imperiu, pentru ca fiecare provincie să plătească taxe și impozite în conformitate cu numărul de locuitori. Așa se face că suntem în Noul Testament când Cezar August poruncește acest recensământ și Iosif și Maria sunt obligați să meargă din Nazaret în Betleem, Nazaretul fiind în Galileea, Betleemul în Iudeea pentru a se înscrie. Ei fiind urmași ai dinastiei davidice. Astfel putem spune că atunci când istoria a fost pregătită din punct de vedere teritorial,
cultural, politic, economic și chiar și religios, spiritual, aș putea să spun. Era un mesaj despre Mesia, exact, clarificat. Atunci, la împlinirea vremii, Mesia s-a născut în istorie. Și noi îl lăudăm că a venit în lumea noastră. Amin. Revenind la tema noastră, câștiguri prin pierdere la prima venire a lui Iisus sau dobândire prin renunțare, v-aș ruga pe fiecare să începem cu domnul Udușan să definim ce s-ar înțelege prin câștiguri și pierderi din punct de vedere biblic, să spun așa, creștin. Aceste două cuvinte, câștig și pierdere, le găsim pe tot parcursul Sfintei Scripturi din abundență. Ori de câte ori omul a pierdut ceva în lume îndepărtându-se de Dumnezeu, l-a pierdut pe însuși Dumnezeu. Ori de câte ori a avut un succes, ori de câte ori a avut o binecuvântare, ori de câte ori a avut o împlinire, el a simțit că acestea vin de la Dumnezeu. Pierderea cea mai mare și pierderea esențială pe care a simțit omul a fost pierderea împărăției lui Dumnezeu prin păcat. Dorința și setea după cel mai mare câștig pe care el putea să-l dobândească și spre care aspira și la care dorea să ajungă nu era altul decât redobândirea mântuirii, redobândirea unirii cu Dumnezeu. În momentul în care el a păcătuit, el a văzut pierderea imensă și hău în care era. Strigătul lui Adam, aici sunt, Doamne, zar sunt gol, nu era altceva decât să arate nu atât descoperirea trupului său pe care o cunoștea, cât marea pierdere care o experimenta și câștigul la care dorea din nou să ajungă. În Noul Testament, Domnul nostru Iisus Hristos, venind în lume, vorbește despre pierderea împărăției lui Dumnezeu. De data aceasta, oamenii în mod voit, în mod deliberat, renunțând la Dumnezeu, la ceea ce Dumnezeu le oferă, câștigul cel mai mare, și încă ceva foarte important, întristarea lui Dumnezeu pentru pierderea pe care oamenii o experimentează, renunțând la ceea ce Dumnezeu le oferă. În cazul nostru, neprimirea Domnului nostru Iisus Hristos, de fapt, era renunțarea la câștigul suprem pe care Dumnezeu îl oferea. Întristarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru această pierdere o vedem pe tot parcursul Noului Testament. Gândiți-vă, vă rog, la faptul că Domnul nostru Iisus Hristos spune pilda cu oaia cea rătăcită și cu drahma cea pierdută. Domnul nostru Iisus Hristos vorbește despre fiul cel rătăcit. Domnul nostru Iisus Hristos vorbește cu tristețe absolut deosebită de un fiu al pierzării. Iar când e vorba de câștig, Domnul nostru Iisus Hristos subliniază foarte limpede și foarte deslușit ce ar folosi omului de ar dobândi lumea toată și și-ar pierde sufletul său. Care, prin prisma ceea ce a spus, ați pierde sufletul, ar fi tocmai a pierde relația cu divinitatea. Deci, în esență, ceea ce dumneavoastră ați spus este că pierderea relației cu Dumnezeu este cea mai mare pierdere și recâștigarea acestei relații este cel mai mare câștig, să înțeleg. Aș vrea doar să mai adaug în două fraze că Dumnezeu, în bunătatea sa și în providența sa divină, are grijă și de viața noastră pământească, el ne făgăduiește o însoțire sfântă atunci când ne spune că dacă ne vom lupta să câștigăm împărăția lui Dumnezeu, toate celelalte se vor adăuga în vouă. Deci cei ce caută împărăția lui Dumnezeu vor fi în câștig și nu vor fi niciodată în pierdere. Iar dacă la linia pământului se va socoti vreodată ceva, o pierdere, așa cum a fost în Vechiul Testament, exemplul dreptului Iov, pierderea nu este decât una spre zidire, una care naște câștig, una care naște binecuvântare. În concluzie, în lucrarea lui Dumnezeu nu e nimic în defavorul nostru. Fiecare câștig este de fapt pentru apropierea noastră de el și pierderile pe care le socotim spirituale le înțelegem, iar tânguirea pentru ceea ce pierdem și știm că ne este de folos nu este de fapt decât o plângere după deșertăciune. Tot pe linia aceasta a definirii câștigurilor și a pierderilor și a tipurilor de câștiguri și pierdere, domnule Flavius? Ar fi foarte simplu să rezumăm ca și înțelegere, câștigând pe Dumnezeu
am câștigat totul, pierzându-L pe Dumnezeu, am pierdut totul. Însă, optica noastră, nu optica neapărat a creștinului, ci optica omului obișnuit, este îndreptată tot timpul spre câștig. Am vrea să-L câștigăm și pe Dumnezeu, să-L avem în zilele speciale lângă noi, am vrea să câștigăm și banul, am vrea să câștigăm și poziția socială, am vrea să le câștigăm pe toate. Dar într-o lege a înțelepciunii divine, într-o lege a compensației, nu există pierdere fără câștig și câștig fără de pierdere. Mi-amintesc o fabulă minunată în care, la un moment dat, un necreștin îl întreabă pe un creștin vis-a-vis de relația lui cu Dumnezeu. Și a spus, tu când te gândești la Dumnezeu, te gândești doar la El? Nu te mai interesează lucrurile din viața de zi cu zi? Nu. Eu când mă gândesc la Dumnezeu, Dumnezeu este a meu, este cu mine și nimic altceva nu mai inundă ființa și gândurile. Omul care l-a întrebat era un om foarte bogat, erau călători pe drum și a spus, dacă vei spune o rugăciune fără să te gândești la nimic altceva decât la Dumnezeu, eu îți voi da calul meu. Și omul începe să spună rugăciunea în care se simțea cel mai sigur. Și începe rugăciunea Tatăl nostru cu mâinile împreunate, cu ochii semi-deschiși și cu ardoare rugându-se, la jumătatea rugăciunii se îndreaptă spre cel care călătorea cu el și zice, da, îmi dai și șaua. De fapt, el pe tot timpul rugăciunii nu s-a gândit nu la s-a exprimat, câștigul, dar gândul exista. A făcut această cerere și a pierdut totul. Trăim într-o lume în care spiritualul lasă loc materialului și materialul lasă loc spiritualului. De aceea, vedeți, Crăciunul, cu toate că ar fi frumos să-l petrecem doar în biserică și cu gândul la Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea altundeva. Ne vrea și în biserică, dar ne vrea și alături de familie. Ne vrea împreună cu ei în bucurie, ne vrea împreună cu ei în timp, ne vrea împreună cu ei în faptă și în sentimente. Și nu ne vrea numai acolo, ne vrea și alături de semenii noștri, ne vrea dăruind celor care nu au, ne vrea aproape de cei aflați în suferință, ne vrea acolo unde putem să fim prin statutul sau poziția socială pe care o avem în acel moment, pentru și eu spun că orice creștin care l-a cunoscut într-adevăr pe Hristos și frumusețea credinței creștine, este un lampadofor. Îl poartă pe Hristos în el și nu are voie să-l pună sub obroc, ci trebuie să-l pună pe înălțime pentru a-l arăta lumii. El este lumina lumii. Iar Hristos, lumina lumii, este marele câștig pe care îl valorificăm doar pierzându-l, dăruindu-l altora. Vom intra în detalierea acestui concept de câștig și pierdere prin exemplificări concrete. Dacă mai generalizând puțin, așa cum au făcut și colegii de platou, prin pierdere și câștig și tipuri de pierderi și de câștiguri? Eu aș porni de la un text pe care Pavel îl scrie bisericii din Filipeni, Filipeni capitolul 3, versetul 7, și el spune, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănirea mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Amin. Consider că, așa cum deja am auzit, întotdeauna când vrei să câștigi ceva ce îți oferă Dumnezeu, trebuie să pierzi ceva ce este lumesc și pământesc. Întotdeauna pentru a câștiga ceva etern, trebuie să renunți la ceva vremelnic. Întotdeauna ca să câștigi viața veșnică,
trebuie să renunți la viața pământească. Domnul Iisus spune și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Prin urmare, când ne uităm la sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului și la toți cei care au fost implicați în ea, unii au pierdut ca să câștige ceva etern. Spre asta vrem să mergem. Și alții n-au vrut să piardă ceva vremelnic, ceva pământesc, ci au rămas cu lucrurile acelea pământești ca să piardă de fapt ceea ce era important, eternul. În concluzie, sunt câștiguri temporare și câștiguri veșnice și pierderi temporare și pierderi veșnice. Un om înțelept alege câștigurile de moment temporare și deci pierderile de moment temporare și câștigurile eterne și nici de cum invers. Dacă vreți să intrăm în analiza a cine și ce a pierdut cu ocazia întrupării Fiului Dumnezeu și chiar să mergem spre o zonă a Crăciunului ca sărbătoare a renunțării, înainte de a intra în acestea, întreb așa, oare e potrivit ca în contextul românesc al zilelor noastre, al anului în care ne aflăm, să vorbim de un Crăciun ca sărbătoare a renunțării și ca sărbătoare a renunțării? Și apoi mergem spre exemplificări. Câștigul și renunțarea legate de Domnul nostru Iisus Hristos au o limpezime indiscutabilă în Sfânta Scriptură. Domnul nostru Iisus Hristos a spus așa: împărăția mea nu este din lumea aceasta. Câștigul cel mai mare este mântuirea pe care El ne-a oferit-o, pe care El ne-o dă în dar, pe care El ne-o dă prin har, nemeritată de noi. În același timp, venirea lui Iisus Hristos este accentuarea și pătrunderea în ființa umană a marelui adevăr că vremelnicul nu te mântuiește, că pământescul, având rangul de primordialitate, nu te poate duce la Dumnezeu, că bunurile pământești, oricât de multe ar fi ele, rămân și că nu te duce înaintea lui Dumnezeu decât cu sufletul, care poate duce în fața Domnului fagurele cu toate bunătățile și toate frumusețile și tot nectarul faptelor bune, sau că poți târâ după tine de saga plină de mizerie și de măcirlă a păcatelor. Sigur că pentru unii venirea în lume a Domnului nostru Iisus Hristos a fost o pierdere, pentru că Domnul a zis: despărțiți-vă de rău, despărțiți-vă de păcat, renunțați la plăcerile lumii, renunțați la invidie, renunțați la răutate. Toate ambițiile astea, toate uzurile interioare, toate țesăturile de răutate, pentru unii oameni sunt renunțări și pierderi, nesocotind și negândind că de fapt pierderea lor înseamnă dobândirea împărăției lui Dumnezeu. Pentru cei ce cred cu adevărat și se lasă pătrunși de Duhul Crăciunului și de prezența Domnului nostru Iisus Hristos, nicio pierdere lumească nu este atât de zguduitoare încât să-i afecteze legătura și relația cu Dumnezeu, cum ați spus dumneavoastră. Și foarte concret, rămânând lângă învățătura Domnului nostru Iisus Hristos și revenind la Crăciun, să privim predica de pe munte, fericirile. Toate fericirile nu sunt decât niște renunțări. Renunțare la o anumită bucurie, renunțare la mâncare prea multă, renunțare la faima lumească, renunțarea la egocentrism, toate sunt renunțări. Dar fiecare fericire din cele nouă naște un câștig, naște o mare binecuvântare. Revenind la ultima întrebare care a spus-o, dacă Crăciunul zilelor noastre este o pierdere sau un câștig. Zilele de criză pe care le trăim, sigur că ne fac și ne duc și pe noi, pe foarte mulți dintre semenii noștri, să treacă și prin lipsuri, să treacă și prin greutăți și să nu se poată bucura într-o anumită formă de belșugul pământesc al Crăciunului. Însă, dacă privim lucrurile adânc, nașterea Domnului nostru Iisus Hristos este câștigul care le acoperă pe toate celelalte. Și Dumnezeu, în grija sa, repet, în providența sa divină, care
care nu face altceva decât să dețină controlul asupra vieții noastre, nu face altceva decât să ne lasă să ne bucurăm spiritual de plin de venirea Lui în lume și în același timp să aibă grijă și de cele materiale și de cele pământești. De aceea, ca să vă răspund punctual, dacă ne încredințăm în mâna Domnului, în mâna Domnului nostru Iisus Hristos, în mâna Lui Dumnezeu, El are grijă ca chiar un Crăciun cu renunțări la lucruri pământești și fără o veselie extremă din punct de vedere pământesc, să fie acoperit de bucurie sfântă, de bucurie înaltă, de bucuria cerească și de mesajul, angelic. Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni, bunăvoire. Așa să fie. Să intrăm în exemplificări. Mai întâi poate mergem pe linia terestră. La ce a renunțat Maria, la ce a renunțat Iosif, la ce au renunțat păstorii și după aceea vom merge și la ce a renunțat Dumnezeu Tatăl, dacă putem vorbi despre așa ceva, și mai ales la ce a renunțat Domnul Iisus Hristos pentru a se întrupa. Înainte aș continua puțin ideea părintelui Nicolae, de fapt, întrebarea pe care i-ați adresat-o, pentru că venirea lui Mesia în lume provoacă într-adevăr pierderi. Că de aici și dorința, de exemplu, a lui Rod de a-l ucide. Pentru că el ar fi pierdut multe bunuri remelnice. Deci vreți să începeți cu lumea spirituală. Puteți să mergeți și în această ordine. Ce pierde deci diavolul? Acea pierdere... Nu, și oamenii în ziua de astăzi gândesc la fel, pentru că nașterea Mântuitorului Hristos provoacă la o atitudine. Iar categoriile de oameni sunt aceleași ca și acum 2000 de ani. Sunt cei care sunt împotriva lui Hristos, care simt că pierd totul, sunt cei care sunt indiferenți la nașterea lui Hristos pentru că se simt oarecum în siguranță. Nu pierd nici de alea, nu câștigă nici de alea. Sau sunt alții care pierd totul câștigându-L pe Dumnezeu. Și de aceea exemplific prin cei care pierd într-adevăr mult prin nașterea lui Hristos, pentru că este o problemă pentru mulți. Producția, nu merg fabricile, că oamenii au sărbătoare, nu lucrează, nu sunt mai multe libere. Deci sunt mulți care gândesc așa. Irod poate fi centru care este atât de habodnic în a-și păstra, eu zic chiar, arborele genealogic creat, pentru că s-a dus atât de mult încât acoliții a servit puterii sale chiar i-au creat acel arbore genealogic prin care îl arătau mulțimii ca fiind Mesia. Moștenitor de drept. Moștenitor de drept și chiar Mesia așteptat. Normal că atitudinea sa când află că s-a născut într-adevăr Mântuitorul este să caute să-l ucide. Dar partea cea mai primejdioasă sunt, de fapt, cei aserviți puterii pământești, învățații de la templu, preoții, studenți câți erau acolo în pregătire, toată acea masă, acea clică care se simțea confortabil în apropierea mai marelui vremii, a lui Irod, care știau ce au de făcut, care cunoșteau scripturile, care puteau să facă ceva pentru Mesia, s-au mulțumit a fi... prima dată, ca niște borne kilometrice care îți arată direcția, locul, distanța până la atingerea obiectivului, dar ei nu au făcut nimic pentru ei ca să ajungă alături de Mesia sau pentru Mesia. Însă aceștia nu reușesc să facă atât de mult rău cum face Irod, pentru că răutatea lui până la urmă nu face altceva decât să ofere un buchet de trandafiri ai suferinței prin acei prunci nevinovați uciși pentru Hristos. Pe când acei oameni din jurul puterii vor reuși 33 de ani mai târziu să-l aducă pe Mântuitorul Hristos în fața lui Pilat și să-l răstignească. Intuiesc că vă place ce vă voi provoca să spuneți. Ce a pierdut Maria și apoi ce a pierdut Iosif și mergem la ce a pierdut Domnul Iisus ca să dăm și ce a câștigat. Deci ca să dăm ilustrația și din acea vreme sub aceste aspecte. Pierderi sau câștiguri? La Maria nici n-aș îndrăzni să numesc vreo pierdere, poate pe latura umană, gândindu-ne doar la acea parte a maternității, că fiecare din femeie din poporul evreu aștepta ca din ea să se nască Mântuitorul, nici măcar aceea
nu o lezează. Pierderea reputației formale, pentru că e vorba de niște pierderi aparente. Deci e de înțeles că nu sunt adevărate pierderi. S-au întâmplat. Cred că Maria nici viața, dacă și-ar fi pierdut-o în acel context, nu ar fi luat-o ca o pierdere, pentru că ea, în momentul în care spune îngerului acel fiat, fie, facă-se. Sau, să știți că nu este numai un facă-se, pentru că dacă traducem diferit, în grecește, geneto. Fiat lux de la început, din Geneza, așa să fie. Un fiat seamănă, cu o putere. Da. Este și mai puternic acesta, știți de ce? Este un fiat al bucuriei. Un fiat tradus prin geneto grecesc, care înseamnă de-ar fi odată. Deci am așteptat atât de mult ca să fie lucru acesta. Accept numai se împlinească. Și este reliefat puternic acel fiat prin ce spune Maria mai departe. Iată serva lui Dumnezeu, fie mie după cuvântul tău. Deci acea disponibilitate de slujire pe care o are Maria, a renunțat servitoare. La confort, a renunțat la multe. Ajung la renunțările acestea omenești, pentru că acea poziție pe care ea o acceptă, fie, iată serva lui Dumnezeu. Servul renunță la totul pentru stăpânul său. Ce înseamnă că trebuie să meargă în stânga sau în dreapta? Că el este bolnav, dar se ridică să așeze masa stăpânului. Pentru un servitor era acea disponibilitate, însă Maria o face cu bucurie. Maria acceptă această poziție de servitoare. Ar fi putut cu opulență să spună, sunt mama Mântuitorului. Altfel se cuvine să fiți alături de mine. Nu, ea se privește din poziția de servă și acel fiat, acelei disponibilități de slujire și acelei bucurii de a sluji, transcend poate toate gândurile noastre că Maria ar fi pierdut ceva. Și ar fi pierdut, dacă gândim doar cu ochi lumești. În primul rând, ea venind de la templu, pierduse acea viziune în ochii oamenilor că ea, fiind logodită cu Iosif, se făceau acele logode în poporul vechi, pentru că ea, nemai având rude, bărbatul cel mai apropiat avea rol ca un fel de patriarh care putea dispune. Cel mai apropiat era Iosif și Iosif îi ajunge logodnic. Ca și logodnic, logodnică fiind, să rămâi însărcinată, era sentința asigurată, uciderea cu pietre. Iosif ar fi putut să trădeze acest lucru, însă nu o face și câștigă pe cea care este mama lui Dumnezeu, acea mamă care câștigă și în momentul în care pierde. Aici am și haideți să analizăm, dacă putem să spunem cu acoperire în exprimare că Maria este mama lui Dumnezeu. Deci mama, o creatură, Dumnezeu, dacă spunem o creatură, mama a creatorului. Nu facem pe linia aceasta, pentru că eu mă leg și în accepțiunea creștinilor, în iconografia creștină, vin pe această linie. De fiecare dată, Fecioara Maria este prezentată cu pruncul în brațe. În iconografia occidentală, de multe ori pe Maria o vedem reprezentată singură. Însă acea reprezentare cu pruncul în brațe, pe lângă maternitatea și cele care decurg din gestul Mariei, vin să arate pe Maria dispusă mereu în a-l oferi, nu numai a-l arăta lumii, ci și a-l oferi lumii pe Hristos. Deosebire este că acum Domnul Iisus nu mai este un prunc, ci este cine este. Deci Iosif ce a pierdut și ce a câștigat? Și apoi o să-l rog pe Domnul Dușan, Domnul Iisus Hristos, ce a pierdut? Sigur, încă o dată subliniem, aceste pierderi sunt pierderi aparente, vremelnice, nu adevăratele pierderi la care ne referim. Deci dacă ne uităm la Iosif și Maria, fiecare a avut ceva de pierdut în dreptul lui. Iosif a pierdut liniștea. În momentul în care a aflat că Maria este însărcinată, Biblia spune că Iosif se frământa cu aceste lucruri în inima lui și își pusese de gând să o lase pe ascuns. Adică Iosif era un om neprihănit, era un om respectat în societate, era un om care avea un cuvânt de spus și deodată logodnica lui este însărcinată. Eu aș spune că Iosif și Maria, fiind logodiți, se pregăteau de o nuntă. Întotdeauna
dacă observăm învățătura Domnului Iisus, el mereu vorbește despre nuntă. Ori mirele avea un moment special în care intra la mireasa lui și o declara, dacă pot să spun, fecioară. Da? Tot actul conjugal se consumă și căsnicia începe. Ori în acest context Iosif își face o problemă. Maria nu mai este fecioară, este însărcinată. Ei, bătălia care se dă în sufletul lui este legată de această pierdere a liniștii, această pierdere a nunții, dacă vreți. Maria, pe de cealaltă parte, bănuiesc că și ea se gândea cum o să arate nunta ei, cum o să fie momentul căsătoriei, întâlnirii ei, vremelnic. Oricât am vrea noi să gândim la Fecioara Maria din perspectiva secolului 21, noi trebuie să o așezăm pe ea în secolul 1 sau înainte de Hristos, dacă pot să spun, și în contextul lumii ebraice. Ori în contextul lumii ebraice, orice fată găsită însărcinată înainte de căsătorie era lapidată, adică ucisă cu pietre, conform legii. Sigur că Maria renunță în momentul în care află că va fi purtătoarea Fiului lui Dumnezeu, al lui Mesia, cel așteptat de întregul norod și nu numai, sigur că Maria pune în balanță și spune care-s pierderile de fapt? N-o să mai fie nuntă, n-o să mai fie mireasă, n-o să mai fie cutare și cutare. Merită să fiu născătoarea Fiului lui Dumnezeu și să-l port pe Mesia ca să-l aduc poporului meu. Sigur, Maria nu se gândea, chiar dacă în cântarea ei avem aceste accente universale a Mântuitorului, dar Maria se gândea la poporul ei, nu se gândea la români. În primul rând, da. Se gândea la poporul ei. Ori în contextul acesta Maria vine și spune, facă-mi-se după cuvântul tău, în sfârșit poporul meu va avea un izbăvitor, un mântuitor. Și acest câștig acoperea toate celelalte pierderi. Din nefericire, va trebui să încheiem într-un minut emisiunea aceasta, dar continuăm în emisiunea viitoare, chiar cu domnul Dușan vom continua, cu aspecte privind pierdere și câștig în cazul divinității, chiar în sfera spirituală. Vrem să spunem telespectatorilor, deci, că există câștiguri temporare, aparente, și există câștiguri veșnice, eterne. Omul superficial se mărginește la câștigurile de moment, la câștigurile aparente. La mânca și a bea, că mâine vom muri, cum spun unii. Cel înțelept însă merge spre câștigurile eterne. Putem învăța din istorisirea nașterii Fiului lui Dumnezeu și toate personajele angrenate în acest context multe lucruri. Vom continua și în emisiunea următoare. Fie deci să ne bucurăm de sărbătoarea Crăciunului, de nașterea Domnului Iisus Hristos, dar să nu uităm că pentru a avea noi parte de o astfel de sărbătoare, cineva s-a jertfit, cineva a renunțat și se va detalia și în emisiunea viitoare ce anume, la ce s-a renunțat, și în felul acesta noi să optăm dacă trebuie pe pierderi de moment, materiale, și să câștigăm, să avem câștiguri veșnice, spirituale. Mulțumesc foarte mult pentru gândurile care le-am împărtășit în această emisiune cu colegii Târgu Mureșeni. Fie să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, să-L facem cunoscut și altora, inclusiv sub acest aspect al renunțării, pentru că pentru a avea un Crăciun fericit, Domnul Iisus Hristos, Tatăl, Maria, Iosif și toți actorii principali din această scenă a întrupării Domnului Iisus Hristos au renunțat. Fie să învățăm și noi să renunțăm pentru a câștiga ceea ce merită să câștigăm.